primul meci lui într-un meci cu Dinamo. Mă simt foarte bine, suntem bucuroși că am câștigat aceste 3 puncte. A fost un meci foarte greu, cred eu că am câștigat aceste puncte cu foarte mare noroc. Cei de la Dinamo ne-au, să zic așa, în anumite părți ale meciului ne-au cam dominat, dar important sunt cele 3 puncte că plecăm cu ele acasă. Crezi că a fost vorba doar de noroc sau și calitatea voastră și a spus cuvântul? Cred că și calitatea seară noastră și planul care l-am vorbit de la bun început, cred că a dat roade și ne bucurăm că a câștigat aceste puncte. Dar ce s-a întâmplat cu voi după ce ați marcat acel gol? Pentru că ne așteptam, sincer, să vedem și mai multe goluri, având în vedere și situația lui Dinamo. O să zic că ne-a relaxat un pic. Am crezut că ne-am făcut meciul ușor din minutul 5, dacă nu mă înșel. Dar v-am zis, important sunt cele 3 puncte pentru că nu ne desprindem de acolo, de locurile fruntașe. Și vă apropiați acolo de primele locuri, de locul 5 în acest moment pentru Cluj. Da, visul devine realitate. Suntem bucuroși că putem să facem această bucurie suporterilor, dar mai este drum lung. Mai avem 2 meciuri foarte importante și trebuie să fim foarte focuțați pe aceste 2 meciuri. Ce a fost în sufletul tău în momentul în care ai marcat? Pentru că am văzut că nu te-ai bucurat, ai ridicat și mâinile. Da, în respect pentru acești fani minunați care cred eu că nu merită ce li se întâmplă în momentul de față, pentru că sunt niște fani deosebiți și cred eu că acest club merită mult mai mult respect și mai mult devotament pentru, măcar pentru acești suporteri minunați. Dar ce reacție au avut la finalul meciului? Ți-au apreciat gestul sau mi-au apreciat gestul, au venit, m-au și aplaudat, am strigat și acel celebru refren, am dat tricoul la un foarte bun prieten și am plecat. Eu fericit, ei din păcate supărați. De ce crezi că are nevoie Dinamo în acest sezon ca să se salveze? Sincer, nu pot să-mi dau cu părere, pentru că nu sunt acolo în interior, sunt în exterior și n-am cum să-mi dau de cu părere. De o minune? Te întreb direct. Probabil de o minune, pentru că meciurile trec, puncte nu fac și se află într-o zonă foarte, foarte grea și cred eu că greu mai vor ieși de acolo. Mulțumesc. Cu drag. Da, ce ne-ați apucat să auziți este că am avut mult, mult noroc, spune Dan Nistor. Și da, cred că au avut și noroc cei de la Ucluj. Despre Dinamo, greu de spus că a avut ghinion. Dinamo și cam face ghinionul, așa cum unii își fac norocul. O să-l ascultăm și pe Popa, atacant de asemenea de la Ucluj, sau în fine, jucător ofensiv de la Ucluj, cu declarații pe acest meci. În care, într-adevăr, Ucluj a încheiat socotelele mare parte cu fotbalul foarte devreme, dar Dinamo a încercat toată partida să înscrie. Mulțumim, am făcut, spun eu, că un meci defensiv foarte bun. Am reușit să marcăm repede și cred că asta s-a văzut în teren, pentru că cei de la Dinamo au venit peste noi. Da, într-adevăr, am reușit să dau un asist lui Dan. Mă înțeleg foarte bine cu el, mă cunosc foarte bine cu el de la Dinamo. De obicei era invers, el îmi dădea mie pasă, dar în această seară am reușit să-i dau eu lui. De ce n-ați reușit să marcați mai multe goluri, având în vedere apetitul ofensiv pe care l-ați avut în ultimele 3 partide? În viața unei echipe mai sunt și momente de luptă în care trebuie să suferim și în această seară s-a văzut că suntem o echipă și am suferit și am reușit să luăm cele 3 puncte. Dan Nistor spunea mai devreme că v-ați relaxat puțin după ce ați marcat acel gol, v-ați gândit că o să aveți un meci ușor? Eu nu o pun pe această temă, dar cred că Dinamo a venit peste noi, ei aveau mult mai mare nevoie de puncte față de noi și cred că asta a fost motivul. Și voi v-ați păstrat calmul? Ați simțit în vreun moment că puteți să plecați cu toate cele 3 puncte, jucând așa până la finalul partidei? Eu sincer da, pentru că știu că avem o defensivă bună. În afară de faze fixe, nu cred că au avut foarte multe ocazii. Șuturi la poartă în apropiere, dacă nu mă înșel, singura ocazie a avut-o în ultimele minute în țară. Ce simți când o vezi pe Dinamo în această situație? Sincer, nu mă simt bine, pentru că Dinamo e o echipă bună, o echipă de tradiție, cu suporteri minunați, ați văzut și dumneavoastră, vin la fiecare meci după echipă, bagă bani din proprie buzunare. Eu sper să se ridice și să rămână în prima ligă, pentru că acest suporter merită. Dar după tratamentul pe care ți l-a aplicat ție, Dinamo, te bucuri că ai contribuit astăzi la această victorie cu o pasă de gol? Dinamo mie nu mi-a făcut un tratament rău, din contră, mi-a făcut un bine, pentru că dacă Dinamo nu era, poate că eu nu ajungeam să joc în prima ligă. Da, sufăr pentru că
cât timp am fost aici, am pus suflet și am avut și rezultate bune aici, dar am avut și rezultate mai proaste. Dar eu sper să-și revină și să continue în prima ligă, pentru că este nevoie de un brand ca Dinamo în prima ligă. Ce șanse de salvare crezi că există în acest moment pentru Dinamo? Acum depinde numai de ei, depinde de staff, de conducere, ce jucători o să aducă. Spun eu că nu o echipă rea, și în această seară au jucat bine, dar nu au reușit să marcheze. Probabil că au intrat și într-o pasă mai proastă și nu mai reușesc să dea goluri. Mulțumesc! Aceleași vorbe bune ale unui alt fost dinamovist, care sunt fix egale cu zero. Încă nu vor conta nimic în ceea ce înseamnă Dinamo. Da, se zisa bine, vorba despre transferuri, în rest să nu spunem ceva care să supere. Depind mai de aici la Dinamo, Miramaș. Depind și de cealaltă echipă, pentru că ei sunt foarte departe. Florin Prunea, Bogdan Stelea, Remus Răureanu. Dacă avem un clasament, de exemplu, să vedem, dar vine Kipciu și la Kipciu drept. Da, dar faptul că depind numai de ei e o veste proastă. Nu e bine că depind numai de ei. Da, exact. Că de ei au depins și până acum. Da, asta spun. Ei da, au ajuns în situația de față. Da. Dar depind în sensul că și ei, dacă vor face totul mult mai bine, nu va fi de ajuns. Pentru că o să vedem și o ierarhie cu cum arăta în momentul de față, dacă zicem mâine ar începe play-out, ceea ce nu se întâmplă. Începe Kipciu? Da, să-l ascultăm. Această victorie, ce gust mai au victoriile împotriva lui Dinamo pentru tine? Bună seara! Au gust frumos, e clar că mi-a plăcut mereu să joc contra lui Dinamo. Să știe, când eram mic, eram stelist, înfocat și Dinamo era, eu știu, ura asta, dar în același timp acum cu maturitatea pe care cred că o am, pot să-i și respect ca virgulă club și un club mare, cu suporteri și mă bucur că am câștigat. Se mai simte această rivalitate în sufletul tău cu o echipă în suferință, așa cum e Dinamo? Păi nu contează, ne gândim la noi în primul rând. Într-adevăr, Cluj și Dinamo, suporterii sunt înfrățiți și nu e rivalitatea de la Steaua Dinamo sau FCSB Dinamo. Clar, sunt alte meciuri, dar pentru noi e o victorie colosală. Adică, pe 20 etape sau câte au trecut, să fim acolo la 3-4 puncte de echipe cu buget triplu decât al nostru, e ceva fantastic. Probabil nu se gândea nici cel mai optimist suporter. Te gândeai că o să se termine cu acest scor, această partidă, la cum ați început, cu golul minutul 4? Sincer, mă așteptam să fie un meci greu astăzi, pentru că Dinamo era echipă în suferință, nu câștigase de foarte multe etape, în tur am băgat noi în joc cu un egal la Cluj, clar era una dintre ultimele șanse pentru ei, pentru că au puncte puține, terenul de rugby și automat era un meci. Adică mă așteptam să fie un meci foarte, foarte greu. Într-adevăr, astăzi am câștigat cu multă șansă. Am marcat repede, iar apoi ne-am apărat și am încercat să profităm de contraatacurile pe care le-am avut. Într-adevăr, nici n-au avut situații foarte mari, dar... Au avut și acea bară, da, au avut ocazii. Da, m-a atins pe mine în cap mingea aia, dar... Și pe terenul ăsta, fără a căuta scuze, e greu să joci fotbal, e clar. Dar bine că ne-am luptat și până la capăt am scos o victorie mare și în același timp suntem conștienți că ne așteaptă încă două meciuri colosale cu Oțel, o echipă de deplasare, una dintre cele mai bune echipe de deplasare, și cu CFR Cluj, un derby al orașului, și nici vreau să mă gândesc ce înseamnă să facem ceva cu Oțelul și, eu știu, ei se încurce pe la Sepsi, să ai posibilitatea să treci în meci direct peste CFR, să echilibreze o valoare care a fost așa. Cred că e un lucru mare și putem fi mândri de treaba asta, dar clar știm că avem de muncit, chiar dacă eu, nu știu, lozincă, dar nu știu cum zic, toată lumea spune că are de muncit, dar cam asta e viața și fotbalul. Trebuie să fiecare meci trebuie să-l joci până te lași. N-ai ce face, niciodată nu o să câștigi și o să zici gata, s-a terminat. Trebuie să ne luptăm în continuare, clar. Și o ultimă întrebare, locul 5 în acest moment pentru Cluj, mai plecați de pe el? Îl mai părăsiți? Păi, eu sau știu, vă agățați de el până la final? Ideea e să ne propunem continuu lucruri cât mai mari și apoi vedem ce putem să reușim. Dar ne onorează poziția din clasament, suntem jucători experiență, nu lăsăm duși de vala cum să credem că suntem Barcelona. Și încercăm să ne facem suporterii și oamenii care ne-au avut încredere în noi, să facem fericiți. Și cred că i-am făcut fericiți până acum. Mulțumesc! Și eu. Nu la fel de spectaculos ca
De obicei, dar pare că da. Nu a avut motiv să fie așa. Nu a provocat nimic. Da. Nu i-a zis că e rușine de obicei când pierde. E interesant Kipchoge. Până la următorul, tot primit o felul de vești. Vorbim despre arbitru din Turcia, Meler, care este călcat în picioare de cei de la, de la Ankara Gücü, unde este Moruțan, care a și înscris un gol foarte frumos în meciul cu Izespor, în afară de reacțiile care vin. Și văd acum, haideți, dacă putem să arătăm captura din The Independent, care este un ziar britanic, și care a venit la secțiunea în sport cu o știre bombă. Deci asta este năucitoare, într-adevăr. Dacă o prezentăm, pentru că, cum ar veni, întrerupem pentru o știre de ultimă oră. Suporterii pentru un nou mandat al UEFA lui Ceferin, care vrea să schimbe statutul ca să poată să ia un al treilea mandat, această inițiativă cauzează probleme în interiorul UEFA. Da. Și vedeți cine mai e, uite ce scrie. There is an opposition to Ceferin standing power and there is a fresh backing for Romania's Răzvan Burleanu. Deci cel din Independent sugerează că Răzvan Burleanu ar putea deveni președinte UEFA, că ar fi șeful unei facțiuni care se opune unui nou mandat al lui Ceferin. El deja se opusese, votase împotriva primirii echipei rusești. U17. Da, în general, revenirii rușilor care continuă războiul în Ucraina. Vedeți articolul care este de puțin timp, este un articol proaspăt, în fine, o întreagă poveste acolo despre cum există această bătălie în interiorul UEFA și la sfârșit toate aceste opoziții a Ceferin ar putea să ducă, uite, many of those involved now see Burleanu as the best choice of challenger. Adică cea mai bună alegere. Ar fi cea mai spectaculoasă ascensiune, dar până la urmă și Ceferin cine e? Că Ceferin n-a fost vreun internațional, exact, dar sloven. E real aproape să vezi o asemenea. Da. Vom vedea, probabil că vor mai fi știri după această bombă lansată de Independent. Îl ascultăm pe Ion Ovidiu Sabo. Ne-am retras, n-am mai avut curaj să jucăm, să ținem de minge. Și am fost dominați și la capitolul fizic și la capitolul tactic. Astăzi un meci nu reușit partea noastră, dar un rezultat în care am știut să suferim, da? Pentru că, din păcate, așa cum am spus, din punct de vedere fizic, nu ne-am refăcut și nu am arătat deloc bine. A fost vorba și de o relaxare, această retragere s-a produs nu, pe să fondul realiști, unei relaxări sau chiar Dinamo nu, a dat semne de viață? Sigur, nu a fost foarte periculos, nu și-a creat ocazii clare, a dominat jocul, a venit peste noi, noi n-am reușit, așa cum am spus, pentru că fizic nu ne-am refăcut, nu am fost într-o zi bună din punct de vedere fizic astăzi. Am văzut pe 30 de minute că vom fi puși în dificultate. Până la urmă, prin determinare, atitudine, dorință de a rămâne acolo, câștigând să fim pe locul 5, prin asta am arătat maturitate și că, într-adevăr, și în astfel de condiții, echipa are valoare, are jucători care pot să se descurce bine și în astfel de condiții. Când nu funcționează aproape nimic, în afară de acel gol sau începutul de joc. Totuși ați arătat ca o echipă matură care iată a ajuns pe locul 5. Semne că se poate și că aveți față de play-off. Dacă până în momentul de față noi am jucat bine, am avut calitate în tot ceea ce am făcut, ca poses, am arătat foarte bine din punct de vedere fizic, cu jucători care au valoare, au o anumită experiență, oameni foarte responsabili, dornici să facă performanța chiar dacă au o anumită vârstă. Și sigur, dacă vom continua cu această stare, învățăm și din acest joc mai puțin reușit. Săptămâna asta să ne pregătim foarte, foarte bine. Am văzut foarte afectați și pe ei și foarte realiști. Da? Nemulțumiți de cum am arătat astăzi. Pentru mine e un lucru foarte bun. Bun, învățăm și foarte important să pregătim următorul joc. Iată, Nistor a revenit cu gol chiar împotriva echipei avea de suflet. Nevoie, da. Avea nevoie. Echipa noastră de suflet, Dinamo, sper să-și revină, dar sigur ne-am dorit foarte mult să câștigăm asta, să rămânem acolo sus. Vă încearcă vreun sentiment special în momentul în care vedeți că nu, această echipă își va reveni. Ia să mai aplicați și dumneavoastră o înfrângere lui Dinamo. Această echipă, eu cred că își va reveni, au jucători
Sigur, lipsește ceva, nu vreau să fac eu analiză, dar vedeți ca și joc se descurcă destul de bine, lipsesc rezultatele. Și lipsa de încredere, cred eu. Mulțumesc! Lipsește ceva, spus și la început și înainte de meci și după meci Ion Viduța Bău. Toți sunt sigur că își va reveni. Nu e nimeni sigur de fapt că își va reveni în adâncul lor. Toți sunt diplomați, sunt drăguți. La fel s-a întrebat și în anul care Dinamo a retrogradat. Și eu repet și am spus și înainte de meci. Nimeni, să nu se culce, toți le plâng de milă. Le plâng de milă, domnule, de mâinile lui Dinamo. Nimeni nu le plinge de milă. Bineînțeles că nu. Ei trebuie să-și facă temele și să joace, să facă puncte. În rest, sigur, complezență. Neruțu a fost jucător la Dinamo și înainte de meci. Nu vi se pare că a intrat într-un soi de tunel lung în care chiar dacă ar găsi o ieșire, s-ar fi o ieșire, ei nu o văd? Când sunt orbiți de întuneric. Eu chiar vorbeam și cu Sterică după meci. Hai să ne punem și noi în locul lor, în primul rând la conducător, la cei de acolo. Bă, ce să mai facem? Trebuie să facem ceva ca să scoatem. Să aduce alți jucători. Atât, dar alți jucători înseamnă nu jucători 2000, 3000, 5000. Aduc jucători, vorbeam de Aleș. Aia că tot vorbim și la meciul feminin. Mai ai 9 meciuri de jucat. Mai sunt 9 meciuri de jucat. Sunt decât 9 meciuri. Păi Dinamo situația asta trebuie să câștige 6 din 9. O să joace 5. 9 meciuri unde? În play-out. Nu, da, mai până în play-out mai sunt 10 meciuri. Da, sunt 10 meciuri. Da. Alexi Garcia, vorbeam de el, nu de la Girona. A fost la Dinamo. Da, dar băiatul ăla l-a dus la Dinamo, câștigat 35.000 de euro. E capitanul Gironei. E capitanul Gironei. Liderul care tocmai a bătut Barcelona. Capitanul e victoria cu Barcelona. Da, și zicea da, asta de jucători. De jucători are nevoie Dinamo. Faci un sacrificiu. Cu 30.000 de euro lunar nu ai cum. Altfel îți spun ceva. Niciun sacrificiu. Nu face nimeni sacrificiu ăsta. Nu poate să vină nimeni să dea. Și mie mi se pare la fel. Să-l ascultăm pe Patriche. Am controlat jocul, ne-am creat situații, ocazii. Nu reușim să înscriem și este foarte greu, nu știu, alergăm enorm ca să ne creăm situații, ocazii și nu știu ce să vă spun. Totuși ați avut o reacție după golul încasat în minutul 4? Am avut, cum v-am spus, părerea mea că am controlat jocul, ne-am creat ocazii, ne-am creat situații. Dar ce am pus lipsește? Presiune pe adversar, ce să ne lipsească golul? Ce să ne lipsească golul și victoria ne lipsesc. Crezi că factorul mental este cel care face diferența în acest moment? Vă dați seama că este foarte important în acest moment. Venim după o serie foarte grea și nu reușim să scoatem capul orice am face, nu reușim să scoatem capul la suprafață. Dar l-am văzut pe antrenorul vostru destul de optimist. După fiecare partidă observă niște lucruri pozitive. Normal, în jocul vostru. Am făcut un meci bun astăzi, nu putem spune că am făcut un meci rău, dar am pierdut. Facem meciuri bune și pierdem. E greu așa. Voi mai puteți să mai vorbiți între voi în vestiar? Ce vă mai spuneți înainte de fiecare partidă? Că pare așa o obișnuință în vestiarul lui Dinamo să se vorbească despre înfrângere la finalul meciului. Nu vorbim niciodată despre înfrângere. Mereu încercăm să ne încurajăm, să vorbim unii cu alții ce avem de făcut. Dar când vine meciul, nu știu ce trebuie să facem, trebuie să ieșim din situația asta. Ți se pare că Dinamo are nevoie mai mult de un psiholog decât de un antrenor în aceste momente? Nu știu de ce avem nevoie. În momentul ăsta avem nevoie de goluri și avem nevoie de puncte. Am spus, nu știu, dacă și în meci, părerea mea că am făcut un meci bun astăzi, dar am pierdut, nu ne ajută cu nimic, aș prefera să facem un meci prost să câștigăm. Cât de important va fi următorul meci pe care îl veți disputa în deplasare la Botoșani? Toate meciurile sunt foarte importante, avem puncte și orice meci este foarte important pentru noi. Mai există speranță până în această pauză de iarnă? Că puteți să obțineți deci, puncte? Am făcut meciuri bune. Sper să facem în continuare și să câștigăm, să aducem puncte. Mulțumesc. Seara bună. Am controlat meciul, dar nu contează asta. Cluj n-a controlat meciul, a controlat tabela. Și atât. Și a fost de ajuns și asta este cel mai important. Bună întrebarea cu psihologul și tipic răspunsul acelui care este în tunel, ce vă spuneam. Nu știu de ce avem nevoie, avem nevoie de goluri și de victorii. Da, ăsta este scopul. Ar cum ajunge acolo, pentru că scopul ăla nu-l atingi doar invocând acest lucru ca o mantră. Nu, trebuie să știi cum. Aș prefera să jucăm prost, zice Patriche, dar să câștigăm. Păi da, pentru că au nevoie de puncte. Păi pot face asta? Nu, ei nu sunt în situația în care să joace prost să câștige. Pentru că în momentul în care
ești într-o astfel de situație. Eu pot să vorbesc pentru că am trecut prin astfel de situații. Am jucat la retrogradare, am și retrogradat cu echipe în străinătate, în Spania. Uh-huh. Mi s-a întâmplat să retrogradez cu Mallorca și chiar și cu Salamanca. Și știu că erau meciuri în care jucam bine și nu câștigam. Pur și simplu nu câștigam. Iar când jucam prost, la fel, nu câștigam. Deci șansa este... Ai avut vreo serie de 13 meciuri fără victorie vreodată? Fără victorie, da. Am avut 13 jocuri? Nu 13, dar cred că am avut 11. 11 jocuri din care am pierdut la Salamanca. Am avut... Bogdan, te întreb că îi povește tu și antrenorul Dinamo Kopić să-l ascultăm. Our idea was okay. We had some very good chances. Second half also in the opening we had one very good chance against goalkeeper one versus one situations. After that we have made some changes and tried to be as much offensive as we can. Again we had few situations to score. On the other side we had stability behind, we didn't give to Cluj some counter-attacks. And I have to say that boys, they gave everything and everybody at the moment is very disappointed, yes. How did the conceded goal impact the game? Of course it's not easy because our preparation for the game is to go out with maximum energy, maximum intensity, to put the opponent under pressure from the first second. But it just happened. We didn't do this well, and after that, I have to say that reaction was okay. From minute to minute, we were better and better. And what I said, we had our chances, we didn't score, and it's not easy to accept after all these situations what we had that we didn't score a goal. Dinamo scored only 10 goals in this season. Is the attack the biggest problem of course of it's your the problem. Team? And of how course. You can resolve it? Yeah, of course it's the problem because if you have most of the game, if you have control, if you have idea how to attack, if you come with the ball in the third part of the pitch and you have some situations, of course it's the problem, but okay, we have this last two games and during this week we have to do everything what we can to prepare the game and to go for goal scoring opportunities to score and to win some points. With limited time, what can you improve for these last two games? We are working every day, technical part, a little bit of physical part, but you cannot change something from physical point of view. And the most important thing, it's mentality. We are speaking, we are analyzing, we are doing everything what we can. And what I said, I cannot say that players didn't want or that we didn't have some good parts of the match. But we have to accept and to go forward. You are playing against Botoşan next week. Yeah. How crucial is this game for your team? For us, it's every game is crucial at the moment. Thank you very much. Thank you. Ideea noastră de joc a fost bună, am avut ocazii bune, am făcut modificări și iar am avut ocazii, nu le-am mai dat șansă adversarilor, băieții au dat totul. Victorie. Am prea pricep de ce a plecat Burcă, pentru că discursul de pe meciul lui Dinamo e același de dinaintea schimbării antrenorului. Poate jucăm bine, admirabil, ne plâng de milă toți adversarii, pierdem. Da. Nu s-a întâmplat să jucăm bine la gol. Nu e ușor să acceptăm această situație. E clar că atacul e o problemă. Dacă adunci mingea în treimea adversă, îți creezi situații și nu scrie, clar că e o problemă. Muncim în fiecare zi, tactic și un pic fizic. Dar nu pot schimba multe. Cea mai importantă este mentalitatea. Ceea ce vorbeam. E o problemă mentală în acest. Sunt blocați din foarte multe, din punctul ăsta de vedere. Dar vorbesc despre psiholog. Un psiholog nu e un magician. Nu, dar poate rezolva probleme. Freud cu Jung și cu Guardiola și cu Klopp. Da, nu rezolvă. Trebuie să ai psihologi care cunosc fotbal.
și știu ce se întâmplă cu un jucător. Psiholog sportiv, sigur că da. Da. Și nu neapărat doar sportiv, psihologi care cunosc jocul de fotbal. Nu, dar care să fie obișnuiți cu mentalitatea jucătorului de fotbal. Nu oricine se pricepe, mă gândesc în chestiunea asta, dar am întâlnit situații, mi s-a povestit despre psihologi, cum acționează asupra echipelor, asupra entității ăsta de jucători, când lucrurile nu merg. La noi, de obicei, Radu, astea sunt în sarcina președintelui clubului, directorului sportiv. Ori din punctul de vedere la Dinamo, mie mi se pare că antrenorii sunt singuri. Sincer. Și la Buță vedeam tot timpul se ocupa. Nu știm cine stă cu echipa acolo. Antrenorul nu poate să le facă pe toate. De-aia e bine să ai... Uite la Rapid, fost jucător pe bancă, în tribună fost jucători. Băieții ăștia știu cum să vină. La Dinamo, cum spunea și voi, e tunelul ăsta. Ca să ieși din tunelul ăsta, trebuie să ai niște oameni care să-ți arate drumul pe care să ieși din tunelul ăsta. Da. Și eu nu cred că singur poate să facă antrenorul această chestiune. Nu știu, să vedem. În orice caz ar putea să facă totuși cu ceva transferul. Să luăm o pauză, după care revenim, vorbim despre toate lucrurile pe care discutam mai devreme sau pe care le anunțam, despre centrul în Turcia, despre povestea cu Burlanu, despre faze de aer și multe altele.